Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod din Naruto Storm 1. Hai să continuăm aici de unde am rămas data trecută cu Naruto aici, care este foarte ambițios să devină Hokage. Urmează meciurile din a treia rundă din examenul Chunin. Naruto cu Neji, Sasuke cu Gaara și nu mai știu cine dracu era. Așa că dacă vă place seria asta, nu uitați să dați voi acolo un like, să violați butonul ăla de like și hai să dăm aici play în continuare. Să vedem la ce misiune am rămas. Știu că am terminat preliminariile și urmează runda 3 din examenul Chunin, Chunin Exam Arc, și bineînțeles lupta lui Orochimaru cu al treilea Hokage urmează. Acum se pare că mai avem un meci de antrenament cu Jiraiya, care vrea să se asigure că suntem destul de antrenați să ne luptăm în pula mea cu Neji, care nu face parte din orice clan, face parte din clanul Hyuga. Ce dracul a învățat Jiraiya pe Naruto pentru lupta asta? Stai așa că avem niște condiții cu cel puțin 30% chakra. Ce mă enervează cu aia condițiile astea? Nu știu ce pula mea l-a învățat Jiraiya pe Naruto pentru lupta cu Neji, că l-a învățat să meargă pe apă, atâta. Bă bune, n-a fost cine știe ce mare antrenament pentru Naruto din partea perversului. Cred că mai mult a învățat să se uite cu binoclu după femei și să meargă pe centură la târfe. Să vezi bătaie ce-i dau lui sensei. Îi trag un pumn de îi fac nasul să dea bună ziua la urechi. Bă, mi se pare super OP schema asta cu clonele. Pă bune, poți să le iei de la 50 de metri distanță. Oare credeți că Naruto... Coaie, cum a făcut mare summoning, ești nebun? În Storm 4 nu merge să faci asta. Bă, credeți că Naruto își folosea sexy jutsu pe clone ca să își fută clonele? Vai, dar ce minte bolnavă am. Cum am putut să mă gândesc la asta? Doamnelor și domnilor, lasă-mă în pace, în pula mea, îmi dă ăsta cu sandalele în cap. Stai să-i dau o ultimată. Bă, dar mai învățăm și noi odată Rasenganul la coaie. Că deja mă cam enervează ultimata asta. E cea mai basic ultimată. Am făcut câteva episoade cu jocul ăsta și totuși încă n-am învățat Rasengan. Cred că după arcul ăsta cu examenul Chunin, cel mai probabil. Și până acum n-am întâlnit niciun boss fight. Easy win for Naruto. În ultima misiune înainte de lupta cu Neji, Naruto vs Gamma. Bun, da, ce dracu. A, stai că Jiraiya ne-a învățat summoning jutsu și summoning jutsu știu că nu era permis la examenul Chunin. Cum era să invoace Naruto mare broască acolo? Ce pula mea, ne luptăm cu o broască. Mamă, păi ăsta e boss fight, coaie. Ăsta e boss fight, coaie, să-mi bag pula. Dacă putem să-i futem un pumn în cap, nu-i problemă, da, e boss fight. Primul boss fight din jocul ăsta, hai să vedem. A, îl afectează ceva dacă e. Și cum pula mea ar trebui să dau în el? Nu. Deci trebuie să aștept un opening și să iau așa de puțin la viață. Sper să nu fie super greu de bătut că îmi bag pula, dar mai bine făceam un boss fight cu Neji, nu știu. What? Acum pot să-l atac? Aparent da. Uite că i-am dat un pumn. Ar fi trebuit să câștig, să-mi bag pula în ea de broască, nu! Îi atac sabia, ce pula mea! Ce dracu! Mare vibrator ce a băgat ăsta în pământ. Uite-te cât îi scad la viață că i-am atacat sabia, nu! Nu! Nu vreau să mă spăl, domnule broască. Aștept Crăciunul, eu nu mai m-am spălat de la Crăciun. Și tu vrei să mă speli acum? Ce pula mea mai sare și pe mine? A făcut un val, bine că nu s-a aruncat în apă. Aparent broasca asta zici că e chiar în pula mea, habar n-are unde sunt, dă numai pe lângă. Un boss fight destul de ușor până acum. Îmi place pipa aia lui din gură, coaie. Unde dracu a găsit el pipă pe mărimea aia? Bă, stai că... Sigur trebuie să apăs pe butoane acum. Și m-a omorât. M-am ferit. Bun. Să-mi bag pula, ne luptăm noi cu broasca asta grasă. Ăsta trebuia să fie summoning-ul lui Choji, mi-a dat mare sabie în cap. Ăla e singurul înfometat care ar putea să rivalizeze cu așa broască grasă. Să-mi bag pula în ea. Că aruncă după mine cu apă de la ghiuvetă. Cu apă plată, Dorna! Nu! O dracu cu broască. Cred că are 15 tone, ești nebun. Are și piersuri în limbă. Vedeți, broasca avea piersuri înainte să le facă pain, să fie la modă. Haide acum, că nu mai are viață, să-mi bag pula. Not bad. Mamă. Bă, dacă Choji tot e gras, ai de pula mea.
Ai de pula mea. M-a făcut una cu asfaltul. Pe ce s-a pus? Pe ce s-a pus? Pe ce s-a pus? Nu! Îmi ia toată viața și aici nebun. Păi mureai cu aia dacă îți dea să bea aia în cap. Haide, concentrare maximă. Trebuie să apăs pe... Care-i pula mea e AU pe maneta asta de PlayStation? Futu-ți morții, mătii. Cred că e X-ul. Mereu le uit. Acum. Acum, Y, B, bun. Am reușit. Bă, oare Cioji dona și el vreodată haine la oamenii săraci și înfometați? Dar cred că oricine ar fi încăput în hainele alea, cu siguranță nu era sărac și înfometat. Dă-i! Bă, Naruto nu poate să-și transforme și el o clonă într-o broască. Dar mai știți că l-a transformat pe Gamabunda ăsta în 9 cozi. Bă, broasca asta nu poate să facă alte semne. Doar pe ăsta așa îl face. Ce pula mea. Și Naruto doar jutsul ăsta cu clonele. O. Și ăsta a fost pumnul. I-am spart coșul după față. După 30 de ani i-am spart și a spart și el coșul. E incredibil ce a făcut. Dar știu că challenge-ul în anime era de fapt să se țină pe capul lui timp de o zi întreagă. Alții și-au mașini să facă car vloguri. Naruto face broască vlog. Face travel vlog de pe broască. A fost și el odată la mare la bulgari și face travel vlog. Bine, mă. Hai, Neji, acum suntem pregătiți. Leaf Destruction Arc. Deci am terminat și un exam arc, dar nici măcar nu ne-am luptat cu Neji. The final stage begins. Hai să vedem. Naruto versus Neji. Come on, bitch. Mamă, câtă lume se uită la meciul nostru. Dar nu-i problemă, că tot îi fut una de-l despar de sănătate. Haide, mă. Dar nu e mare căcat în pula mea, trebuia să-l pună ca boss fight pe ăsta, că până la urmă Neji l-a bătut tot meciul și după a venit Naruto și a dat una sub bărbie și aia a fost. Pă bune, Naruto mereu trișează, când vede că pierde, apelează la chakra lui Kurama și după zice că de fapt el e puternic și pula mea. Futu-ți Neji-ul, mătii. Câte vieți a băgat lui ăsta, mă, mânca. Măcar dacă făceau boții ăștia să-și dea awake, să fie mai palpitant, mamă ce... piatră în cap mi-a dat. Dar mai țineți minte în jocurile alea de pe PlayStation 2, nu știu dacă se găsesc pentru calculator să le joci, la lupta asta cu Neji versus Naruto la Ultimate Ninja, nu Storm, era Naruto Ultimate Ninja 1, parcă așa se numea. Și puteai să intri pe sub pământ cu aia la harta asta cu examen Chunin, pentru ăștia care ați prins jocurile alea vechi, nu cred că știți. Nu cred că știți prea mulți de ele. Dar oricum erau și șmecheri rău de tot, adică și povestea era ceva gen manga, așa căutați pe YouTube Naruto Ninja, Ultimate Ninja 1 fără Storm și Ultimate Ninja 2, parcă erau. Era ceva gen jucai povestea în manga cu aia, deci nu cred că se găsește așa ceva pentru calculator, că aș fi făcut gameplay și nici nu mai am PlayStation 2 de o grămadă de timp și oricum nu cred că ai fi putut să filmezi așa ceva și pe Neji l-am bătut super easy cu aia, adică ce sunt cu amatori ăștia, ei nu știu că eu vin din viitor de când a apărut Storm 4. Bă, dar chiar am auzit că ar vrea ăștia să scoată Storm 5, sunt niște zvonuri, nu știu cât de adevărat e. Să-mi bag pula ce m-am speriat de ăsta, nu știam că oamenii de aici chiar citesc cărți, cred că plec din Konoha, eu știam că în Konoha mai mult se fură telefoane, nu se citește cărți. The Chunin Exam Sleep, Sleeper Peak. Și Kamaru against Temari, hai să facem și lupta asta. Un om cu IQ-ul 200. Îi bagă lui asta pula în cur cu umbra. Mamă, nici n-am citit condițiile cu aia, dar sper că sunt aceleași. Pă bune, vă dați seama că ăsta practic a învins-o la examenul Chunin și după a luat-o de nevastă, pe asta cred că nu-l iartă niciodată. Îl rupe cu bătaia pe Shikamaru acasă. Mi se pare mult prea dracu Temari asta pentru Shikamaru. Coaie, mă bate asta, să-mi bag pula, deci mă bate. E mai bună decât Neji. Trebuie să-mi dau wake, că nu se poate. Strategy mod. Hai că strategie. Sigur poți să faci vreo strategie incredibilă în jocul ăsta. Asta se luptă în pula mea cu mâinile în buzunar. Zici că e cocalar, e Gianni Orlando direct. Te vrea să o cucerească pe asta. Futu-ți evantaiul, mătii. Își dă mai aere târfa asta.
Pa bune, și Kamaru și Naruto chiar au gagici cu forme. Lui Sasuke cred că i-a plăcut să se uite la Edet și Edida și a luat o iubită scândură. Să-mi bat pula în asta că mă bate. E prea OP, și în Storm 4 e OP sărăcia asta la Shinobiar. Da bă, ce voiam să vă mai zic, mă apuc de live-uri serios, deci activați-vă notificările acolo, forță. În general cred că o să le fac mai mult noaptea sau și ziua, pula mea. Nu, n-am un program anume de live-uri, așa că de asta vă zic să țineți notificările activate și să intrați și pe Discord eventual, că YouTube nu prea trimite notificări. Așa că vă anunț și pe Discord, pun acolo pe everyone, pe camera de anunțuri. Și în sfârșit am terminat-o cu un picior, un călcâi în cap, cu siguranță am cucerit-o. Ne-ai eliberat-o și pe Temari și urmează Sasuke cu Gaara. De aici continuăm data viitoare, măi băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați-vă acolo un like. Și de asemenea, nu uitați că aveți în comentarii linkul de la următorul episod. Dacă vreți să vedeți mai devreme Sasuke cu Gaara, puteți să vă luați membership și veți primi episoadele mai devreme. Din momentan din Naruto și cred că urmează și din mai multe serii. O să încerc să fac și astea cu reacțiile să vină mai devreme pentru membrii. Uite-l aici și pe perversul nostru favorit, Jiraiya, dați acolo like dacă nu vreți să fiți la fel de perverși. Și de asemenea un follow pe Instagram la alin.mihai20. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!